Bună ziua și bine ați revenit! Se pare că și de data asta Mădălin o să ne facă o surpriză, pentru că ne-a adus în curtea unei biserici, în care avem două biserici, una nouă, una veche, dar avem, și o să ne arate după aceea, avem cea mai veche clădire din Câmpina și de-abia așteptăm să o vedem. Salut, Mădălin! Salut din nou! Ia spune, ce ne pregătești? Suntem la marginea orașului Câmpina, okay. La marginea sudică, spre Ploiești, unde este un loc cu locuire din epoca bronzului. Ok. Asta e o chestie pe care nu ți-am spus-o, dar... Nu mi-ai spus-o, da. Intră direct în film. E un sit arheologic, unul dintre siturile foarte importante din partea de sud a României, descoperit în ultimii ani. Singurul care grupează vestigii de la trei culturi, okay, care preistorice, sunt? Cultura Tei, cultura Noua și cultura Monteoru. Ok. Dar o să vorbim la vremea respectivă, okay, la vremea cuvenită despre asta. Deci noi acum practic am fi pe aceste locuri, da, pe acest sit, da, practic. Da. Okay. Practic avem aici o locuire la Câmpina, o locuire de atestat arheologic de peste 3500 de ani. Ok. Bun. Și în același areal, acum vreo 3 secole, era o moșioară la marginea platoului pe care se afla târgul Câmpinei, pe care un preot local a închinat-o mănăstirii Sinaia, care tocmai se construise de către spătarul Mihai Cantacuzino în munți, unde o știm, mănăstirea, da, Sinaia. Ați și făcut un filmuleț. Avem un material, exact, am, da, de ce ai urmărit. Da, da, da. Și asta a fost practic prima danie făcută mănăstirii Sinaia la numai un an, doi de la fondarea ei. Ok. Prima danie pe care ni s-a păstrat, 1697, deci era epoca lui Brâncoveanu, domnia lui. Și se închina o moșie pentru că aici călugării de la Sinaia, fiind un schit în creierii munților, în codrii, să poată avea un loc de unde să își ia produsele pentru traiul lor zilnic, pentru că în munte n-aveau cum să-și cultive legume, cum să crească animale, era un loc, nu era propice agriculturii. Și vedem că aici e o suprafață foarte mare cu destul de multe clădiri. Am intrat, da, până undeva pe la jumătate. Practic aici pe moșia respectivă s-a înfiripat cu timpul metocul mănăstirii Sinaia. Metoacele erau gospodăriile mănăstirilor și practic din metocul mănăstirii Sinaia, cum spuneam, se aproviziona mănăstirea. Ok. Și totodată în jurul acestui metoc au o gospodărie care a avut și bisericuța ei, s-a înfiripat cu timpul un sat de oameni scutiți de dările vremii pentru a munci în folosul mănăstirii. Ok. Așa zis și scutelnici sau poslușnici. Erau două categorii fiscale scutite de anumite dări, tocmai pentru a facilita treaba asta, să îi poată menține, să-și facă gospodării, să se stabilească cu familiile. Ei erau veniți din toți Balcanii și din țările din jur, deci sunt menționați în documentele vremii. Și în felul ăsta creștea toată lumea, și comunitatea. Așa s-a înfilipat satul. Și satul, da. Un sat în jurul metocului, care s-a numit, bineînțeles, cum crezi, ei fiind sloboziți de biruri, așa, Slobozia. Aha. Și asta e chestia pe care o veți întâlni peste tot în România, unde mai găsiți toponimul Slobozia, de la municipiu, reședință de județ, până la ultimul cătund în nu știu ce județ, că e foarte răspândit toponimul ăsta. Să țineți minte că practic de la asta vine. Okay. La un moment dat în istorie, acolo
au fost oameni sloboziți de biruri, de dări, de, deci un fel de scutiți, da, de taxe. Ok. În continuare suntem în mijlocul unei curți parohiale. Da, e, cum spuneam, aici a fost metocul Mănăstirii Sinaia, în jurul lui s-a înfiripat satul Slobozia. Era, deci, moșia Slobozia a Mănăstirii Sinaia. Ulterior, în epoca fanariotă, s-a mai adăugat o moșie în apropiere, peste Prahova, cam unde este astăzi Poiana Câmpina, cu multă pădure, o moșie care s-a numit Vrăjitoarea, achiziționată de mănăstire, de la un negustor. Și fiind în aceeași zonă, ele s-au administrat în comun mereu și se numea Moșia Slobozia Vrăjitoarea a Mănăstirii Sinaia, dar cu două trupuri separate spațial, nu aveau continuitate, pentru că lunca Prahovei dintre ele aparținea altor, noi, na, statului, sau nu era a Mănăstirii Sinaia. Okay. Bun, și pe... aici, în satul ăsta și la Metoc, s-a construit cu timpul și o biserică. Călugării de la Sinaia exploatau cumva moșia, bineînțeles în folosul mănăstirii, ținând și cârciumi, hanuri la drumul principal al Brașovului, care trecea nu departe de noi, undeva în Valea Doftanei, care se află în spatele meu. Pentru că tu ne-ai spus, noi suntem practic în vârful unui triunghi aici. Suntem destul de aproape de confluența Doftanei cu Prahova, în vârful sudic, în capătul sudic al acestui triunghi pe care se află orașul Câmpina, un triunghi cu terasa dintre cele două râuri, un platou. Și suntem practic la marginea sudică a platoului. De asta vedeți și copacii, frunzele mișcându-se, mai bate vântul. Bate vântul destul de bine aici. În zona aceasta, între văile Prahovei și Doftanei, sunt curenți. Bun, și cu timpul aici a funcționat, era o întreagă viață economică în jurul metocului, pentru că pe lângă hanul care era exploatat de mănăstire, mai existau mori, atât pe Prahova, cât și pe Doftana. Deci se puteau... Ele erau făcute pe niște iazuri, trase din râurile principale, dar mai aproape de această terasă, la marginea luncilor respective. Iazuri de sute de metri, vă dați seama, săpate cu mâna și tehnica de lucru a vremii, pe timpul lui Brâncoveanu. Da. Sunt niște adevărate minuni tehnice, să zicem așa. Din ele, o porțiune se păstrează din iazul de pe partea cu Doftana, din iazul tras din Doftana. De ce? Pentru că până târziu, moara de pe acel iaz a funcționat. Mănăstirea Sinaia a tot reconstruit-o, ulterior construcția, ultima reconstruire a făcut-o Eforia Spitalelor Civile, care a preluat Mănăstirea Sinaia și Mănăstirea Colțea din București. Apropo, Sinaia ținea de Mănăstirea Colțea din București. Așa era administrația, era administrată de Epitropia Colței. Care avea și mănăstirea și spitalul Colțea, a făcut de spătarul Cantacuzino, deci o întreagă... Multe legături. Da, da. Iar moara mai e și astăzi? Această moară făcută de Eforia Spitalelor Civile încă există, am foarte și scris tare despre ea. Okay. Foarte puțină lume mai știe că de unde provine, de când datează, cum am studiat istoria ei. Ar fi foarte interesant, într-o zi poate să o și vizităm. Acolo actualmente funcționează un depozit de materiale de construcție. E folosit, e în proprietate privată moara, nu mai aparține, de mult n-a mai aparținut mănăstirii, de atunci, de la secularizarea de pe timpul lui Cuza. A preluat-o atunci Eforia Spitalelor Civile, o administra direct. După care a trecut, la un moment dat, a fost vândută, probabil, unor arendași, localnici, așa. Ok. Deci se legau de cele două locații de mori, să zic așa. Da, da, da.
și avea, mai avea Mănăstirea Sinaia și un han în mijlocul târgului Câmpina și pe acela l-am identificat. Dar acum vom vorbi, haideți să ne primăm puțin, să vedem asupra acestui loc. Exact. Și avem în fața noastră aici. Exact. Nu știu dacă o puteți vedea integral în imagine. Da, dar se vede că da. E un unghiu destul de larg. Este vorba despre casa principală a metocului. Okay. Deci a gospodăriei mănăstirii. Asta este cea mai veche casă din Câmpina? Exact, da. Cam în ce perioadă? Practic, dacă vă vine să credeți, beciul ei și fundația, cumva, soclu, datează în jur de 1800. Ok. Iar elevația până la cornișă, 1840. Ok. Deci, oricum, prima... până la jumătatea secolului 19. Ok. Și vom coborî ca să... Este și un muzeu, nu? Vedem și muzeul din interior, care okay. se află la în beciurile acestei case. Ok. Începem cu locul ăsta, pentru că el se leagă puțin de acel sit arheologic de care vă povesteam. Practic acum câțiva ani, în 2008, la un drenaj făcut în jurul soclului casei, s-a descoperit la o adâncime de nici 20-30 de centimetri, ba chiar și mai puțin, s-au descoperit oseminte umane, oase umane, morminte, iar scheletele respective erau în poziție chircită, în poziție de fetus. Ok, da. Ceea ce l-a făcut pe părintele paroh de la vremea respectivă să intuiască faptul că e vorba de ceva foarte vechi, deci era clar că nu erau creștini. De o civilizație. Da, era clar că nu erau creștini, pentru că creștinii se mormântează cu capul spre apus, picioarele da. Spre răsărit, asta deci e regula generală. Uhum. Și culcați na, cu fața în sus și așa mai departe. Și au fost chemați arheologii de la Muzeul Județean Prahova, da. Unde ați filmat și acolo, da. Așa, și au venit și au început campanii sistematice de săpături, pentru că și-au dat seama la primul sondaj că este ceva foarte vechi, valoros. Și-au dat seama că sunt morminte, că e vorba despre o necropolă întreagă din epoca bronzului. Și haideți okay. să vedem, dacă tot am vorbit de treaba asta, o să, unde erau... o să vă arăt locul unde da. S-a descoperit primele morminte. Pe fațada sudică a casei încă sunt marcate, s-a avut grijă ulterior, în pavaj, aici jos... frumos. Da, da, da. Ăsta a fost unul dintre primele morminte descoperite. El a și stat câțiva ani in situ, cu o copertină okay. frumos amenajat și puteai vedea exact scheletul. Acolo, avem poze, de la fața locului, da. Numai că datorită conservării, na, după câțiva ani a trebuit acoperit frumos și s-a marcat. Mai putem vedea unul aici, a marcat în paviment, da, după cum vedeți. Ele s-au scuz, și acolo, da, osemintele și artefactele, vasele, exact, pentru că s-au găsit da. Ceramică și vase funerare și cu s-au depozitat, amulete sau... și diverse da. Obiecte în ele și așa. Au fost scoase de arheologi, restaurate frumos. Ce interesant. Și practic toată necropola asta se întindea în toată grădinuța asta de aici, unde vedeți pomișori. Da. Da? Aici s-au făcut săpături pe tot platoul ăsta. Cât ok. De... Și ăsta este exact vârful platoului. Ăsta e chiar vârf al acestui triunghi pe care se află orașul Câmpina. Ok. După toată treaba asta, s-au făcut cercetări sistematice în vreo 3-4 campanii arheologice de vara se făceau. Da. Așa. Și arheologii și-au dat seama că este vorba de suprapunerea a trei culturi de epoca a bronzului,
fapt unic în România. Este primul sit unde s-au găsit vestigii din toate cele trei culturi, respectiv cultura Noua, este numele ei provine de la un sit arheologic, situ pilot, să zic așa, din cartierul Noua din Brașov, deci era o cultură mai ales în Ardeal și iată că asta e un punct sudic al vestigiilor tipice culturii Noua, da, civilizații așa. Mai este o cultura Tei, care provine de la cartierul Tei din București, unde e un sit s-a descoperit de mult un sit arheologic ce a dat numele culturii Tei, deci partea asta, zona sudică a României, și mai este o cultură transnațională cumva, adică specifică și României și Republicii Moldova și Ucrainei, numită la noi cultura Monteoru, în partea asta de est. Sper să nu greșesc aici, sper să nu greșesc, oricum, în partea de est a României sigur este. Monteoru, de la Sărata Monteoru, dacă ați auzit, stațiunea, tot acolo a fost un sit. E, la Câmpina, ea chiar fiind între ele, spațial, geografic, cumva, era cumva destul de plauzibil să fie îmbinarea geografică a celor trei culturi. Da. Și s-au găsit. S-a publicat o carte zdravână cu cercetările și așa mai departe, iar ceramica și unele dintre obiectele găsite atunci pot fi admirate și la Muzeul Județean de Istorie, dar și aici, într-un punct muzeal amenajat în beciurile acestei case, deci la doi pași de locul unde s-au descoperit. Hai să vedem. Și de aceea el a fost și inaugurat ca muzeu parohial, cum vedeți, în chiar anul trecut, în vară. Ok. Da. Ok. Este unul dintre cele mai proaspete puncte muzeale. Puțin știu de muzeul acesta. Da, ale județului. Da. Și bineînțeles vor afla acum. Cei care nu știu. Hai să vedem. Da. Vedeți, astea sunt făcute așa să fie în ton cu epoca. Și avem un beci. Nu știu dacă... Exact, te pricepi. Așa, perfect. Bravo. Aha. Nu știu ce era. Da, în spate se aprinde. Ce frumos arată. Da. Deci, și ce bine miroase. Este o sală de beci destul de mare, spațioasă. Da. Și uite artefactele. Bolțile astea, piatra, sunt deci ale acestei case. Avem aici pe partea asta, nu știu dacă ați văzut, anul 1840, incizat în perete. Și cu un element care arată că incizarea este autentică chiar din epoca respectivă, și anume cifra 4, așa se făcea în epocă, eu am văzut în documente. Aha. Deci după aceea nu s-a mai făcut așa de, eu știu, în a doua parte a secolului 19, deja se făcea cum o cunoaștem astăzi. Da. Pentru că e foarte similar, practic e una dintre literele alfabetului chirilic, sunetul ț, parcă am impresia, parcă așa, da. Deci noi acum suntem în ăsta este anul care arată acea renovare radicală a casei metocului, care s-a reconstruit după două dintre cutremurele vremii. Poate ați auzit, nu știu dacă ați auzit, de cel mai mare cutremur care a existat vreodată în zona Vrancea, cel din 1802. Marele cutremur, i s-a spus, deci o magnitudine mult peste cel din 1977 sau cel din 1940, pe care le mai cunoaștem noi. Le mai știm pe astea, da. Da. Doar că atunci nu erau construcții mari și s-au clătinat, s-au zdruncinat turnurile,
clopotnițele, turnele bisericilor, casele mai mari, cum era și asta. Da, și avem aici în aceste vitrine special concepute artefacte și în special ceramică. Asta a fost principalul element găsit în mormintele, în această necropolă din epoca bronzului târziu. Și unele dintre vase chiar zdravene, după cum vezi, destul de mari. Da. Sunt restaurate și sunt chiar obiectele originale, doar porțiunile albe sunt cele completate. Și s-a făcut completat, nu s-a mai găsit și s-a completat, cum se și restaurează. Acum am ajuns din nou afară, dar suntem puțin mai într-o altă parte. Mai departe de casa... Mai departe de casa care e practic la două case. Fosta casa metocului. Lângă ea puteți observa anexa ei. Adică cea dinspre noi, mai aproape de noi. Aproape de noi a fost grajdurile metocului. Și după restaurarea care a avut loc acum 3 decenii, s-au restaurat ambele clădiri. Anexa fostele grajduri nu e, nu sunt monument istoric, deși ar merita, că e făcute în 1842 și la ele se găsește incizat anul ăsta pe o bârnă de lemn undeva sub streașină. Dar e interesant că i s-a dat funcțiunea de grădiniță. Pentru că la vremea respectivă părintele paroc care a venit, doamna preoteasă, era educatoare și aici a funcționat și încă funcționează prima grădiniță pe sistem Waldorf. Și în spatele nostru, că de aia ne-am învârtit așa, să arătăm biserica nouă. Biserica nouă, da. Ok. Da. Când a fost făcută? Ea a fost construită în etape, să zic așa, pentru că are și un demisol. În 1997 a fost sfințit biserica de la demisol și apoi a fost o chestie simbolică în anul 2000, deci la 2000 de ani de la nașterea Mântuitorului, exact în cele 9 luni de la Crăciun, nu, de la Buna Vestire la Crăciun, deci în cele 9 luni în care Mântuitorul se afla în pântecele Maicii Domnului, s-a construit și această biserică și a fost ca o paralelă, ca un simbol al întrupării Mântuitorului. Și a fost sfințită, deci, în cinstea Crăciunului anului 2000, cu câteva zile înainte de Crăciunul anului 2000. Okay. Este construită în stilul neo-brâncovenesc, am putea spune, că nu poate fi brâncovenesc, el trimite la epoca lui Brâncoveanu, pentru că în această zonă au existat moșiile cantacuzinilor, conace, astăzi în ruină, în multe sate din jurul Câmpinei, mănăstirea Sinaia în munte, schitul Lespez mai pe la Comarnic, toate din acea epocă, schitul Lespez chiar puțin mai vechi. Și se potrivea foarte bine cu contextul cultural, stilistic al zonei, acest stil neobrâncovenesc. Dar ea s-a născut dintr-o nevoie foarte practică. De ce? Pentru că după 1989, aici a fost numit un preot cu mult har și de predicator mai ales. Este părintele despre care vă spuneam că a făcut descoperirea cu situl arheologic. Și în câțiva ani s-a înmulțit foarte mult comunitatea, a venit lume nu din tot orașul, ci și din împrejurimi la slujbe. Și bisericuța mică, care este undeva în, spate, în partea opusă, a devenit neîncăpătoare. Devenind neîncăpătoare, a trebuit construită o biserică mare și atunci s-a luat decizia aceasta. Trebuie să vă spun că toate lucrările de amenajare arhitecturală, inclusiv peisagistică, inclusiv restaurările caselor, dar și proiectul bisericii mari,
sunt cumva opera de căpătâi a doamnei arhitecte Livia Câlția. Este mai cunoscut soțul dânsei ca pictor, pictorul Ștefan Câlția. Dânsii fiind de multă vreme cunoscuți ai părintelui Petru Moga, de care v-am spus, au fost cooptați ca și colaborări, în special doamna arhitect, și pentru tot acest ansamblu pe care îl vedeți aici, inclusiv lucruri duse până la cel mai mic detaliu, cum ar fi proiectarea de mobilier, proiectarea de veșminte bisericești și așa mai departe, toate le-a făcut doamna arhitect și pentru asta în anul, mi se pare, în 2008, să nu greșesc eu, a primit premiul Guvernului pentru Arhitectură, s-au dat în anul ăla niște premii foarte consistente pe categorii, mai multe domenii de activitate, și premiul pentru Arhitectură l-a primit doamna Livia Câlția pentru ansamblul Sfântul Nicolae de la Slobozia Câmpinei, deci ceea adică ce vedeți aici. Fiind o recunoaștere la nivel național a faptului că e ceva absolut deosebit. Deci e un loc unde nu prea își are locul chiciul, un loc al bunului gust prin excelență. Păi hai să intrăm și în biserică să vedem cum arată. Da, da. Putem să vedem puțin și pictura interioară a bisericii. Ok. Ce vedem aici? Aici este interiorul bisericii noi de la Slobozia, construită în anul 2000 cu o pictură în frescă făcută de unul dintre marii maestri ai picturii bisericești prezent, din prezent, pictorul Grigore Popescu Muscel. Este o pictură care s-a adaptat arhitecturii bisericii și funcționalităților cerute de ea, și opera maestrului Grigore Popescu Muscel vorbește de la sine. Cromatica, stilul lui inconfundabil pentru cei care mai cunosc, de pildă, dacă vreți să faceți niște asocieri, vă pot spune că regăsiți în capitală pictura dânsului în altarul Bisericii Sfântul Gheorghe Nou, de la unde întorc tramvaiele, la kilometru zero. Așa, dar așa ca ansambluri complete, este mai cunoscut pentru pictarea mănăstirii Lainici, din tot așa din ultimii ani, de fileul Jiului. Da, după interiorul bisericii am ajuns în curte, în fața bisericii vechi. Da. Și văd că aici avem și biserica veche, avem și biserica nouă și avem și troița aici imediat. Este troița eroilor din al doilea război mondial, okay, făcută chiar atunci în anii 40. Și mai avem în partea opusă și o clopotniță. Este o construcție nouă, dar făcută să rezoneze cu tot ansamblul parohial. Okay. Este ultima construcție ridicată aici, în curtea noastră. Și am venit aici ca să vă mai povestesc două, trei lucruri despre biserica veche. Bisericuța veche, care a fost biserica metocului și apoi a schitului, pentru că a funcționat cumva și un schit aici. Până în 89, când a venit nou? Nu, până a venit comunismul, să zic. De fapt, chiar până la 1900, când deja erau numai preoți de parohie. Așa. Și, practic, în casa metocului, după aceea au început să locuiască preoți de parohie. Dar aici, bisericuța pe care o vedeți este construită, e o reconstrucție
destul de recent, în ultimii ani, s-au descoperit sub pavimentul ei fundațiile bisericii anterioare, făcută cam în același timp cu casa. Ok, 1800. Da, și făcută de un personaj fascinant din istoria Mănăstirii Sinaia. Ok. Unul dintre egumenii Mănăstirii Sinaia, grec de origine, pe care l-am cercetat în ultimii ani, că pe tema asta mi-am făcut și masterul, dizertația la masterul de istorie. Ia să vedem. Și acest personaj a fost ascuns efectiv de pe timpul lui Cuza, când s-a reconstruit, eforia spitalelor civile a reconstruit biserica, ajunsese în ruină. Bisericuța fusese ctitoria lui, apropo, odată cu casa aceea, în jur de 1800, dar ajunsese în ruină și a trebuit refăcută de la zero de către eforia spitalelor civile în timpul lui Cuza. Era chiar 2-3 ani înainte de secularizarea averilor mănăstirești și știți că epoca aia a fost o epocă în care erau grecii foarte prost văzuți și fiind epoca renașterii naționale românești și egumenii greci ai mănăstirilor făcând multe abuzuri înainte din istorie și așa, în fine, nu erau văzuți bine și acest personaj a căzut victimă acestei mentalități a vremii. Despre el se știa că fusese egumenul Mănăstirii Sinaia, o restaurase. Nu știu dacă la Sinaia ați văzut și cetatea veche, Cantacuzină, cu biserica veche a lui Mihai Cantacuzino. Da, acolo a fost îngropat Ionescu Tache, Tache Ionescu. E, acea bisericuță cu toată cetatea ei a trecut printr-o cumpănă mare în războaiele austro-turce, ruso-austro-turce, 1788. Era deja egumen acest personaj, Damaschin. E foarte dichisită așa bisericuța. Da. Deci și a fost atacată de turci pentru că se baricadaseră în ea trupele habsburgice. Și a fost incendiată. Și a rămas 2-3 ani în ruină și Iar acest Damaschin, fiind egumenul Sinaiei, a restaurat-o și el este practic cel care a făcut ca să avem și noi astăzi bijuteria de la Mihai Cantacuzino. El i-a prelungit viața prin acea renovare de la 1795, a resfințit-o exact la un secol de la fondarea Cantacuzino. Okay. Ei, și el stătea foarte mult, a avut multă treabă la metocul mănăstirii, pentru că în tinerețe, când nu era egumen, el era călugărul mănăstirii care se ocupa cu toate moșiile mănăstirii din Muntenia, care erau răspândite până mai multe județe, nu doar în Prahova. Și atunci trebuia să meargă, era un fel de administrator, se spune termenul epocii, este dichiu, dichiul mănăstirii Sinaia, echivalent cu administratorul moșiilor, asta ar însemna. Și ce s-a întâmplat? Mormântul lui a fost... El a ajuns să fie mormântat la moarte, 1820, în ctitoria lui aici, la Metoc. Da. Pentru că după ce n-a mai fost egumen... Și a fost înmormântat în biserica veche? În acea biserică ctitorie a lui, cea anterioară, de dinaintea acesteia. Okay. După ce n-a mai fost egumen, el s-a retras la Câmpina, fie la Metoc, fie la proprietatea mănăstirii din Târgu Câmpinei și a trăit, unde și-a trăit ani de bătrânețe. Nu se mai știa nimica despre el, nu i se cunoștea nici anul exact când a murit, până când în anii trecuți, de acolo, s-a schimbat dușumeaua actualei biserici. Okay. Au găsit ruinele vechii biserici. S-au găsit fundațiile vechii biserici, scritoria egumenului Damaschin. Și, surpriză, s-a găsit un mormânt cu un schelet în el, având sub craniu cărămida inscripționată cu numele unui monah. Așa se mormântau călugării, cu cărămidă sub craniu. E obiceiul de sute de ani, așa, și în prezent
se face așa. Și ce scria pe cărămidă? O dată a morții, 1820, 10 mai, și Dionisie monah. Dionisie monah. Șansa a fost că părintele Petru Moga, de care v-am povestit, da, tot dânsul a făcut și descoperirea asta, a fost cu un an înainte de a descoperi cimitirul din epoca bronzului, okay, da, deci în 2007 s-a întâmplat treaba, okay, asta. Dânsul în tinerețe fusese ghidul mănăstirii Sinaia. Mm-hmm. Și atunci el cunoștea despre Damaschin Egumenul, mm-hmm, că el a avut treaba aici la Metoc, la Slobozia, la Câmpina, și și-a dat seama că ăsta este pur și simplu Damaschin Egumenul și cel mai probabil și-a schimbat numele monahal, luându-și a treia și ultima treaptă de călugărie, cea în care se schimbă iarăși numele, okay, primit, și anume schimnicia. Deci a devenit schimonah, uh-huh, sau schimnic, și și-a schimbat numele din Damaschin în Dionisie. Iată ce descoperire a și făcut. Și ceea ce e foarte misterios și foarte șocant așa, este faptul că atunci când pe vremea lui Cuza Eforia Spitalelor Civile a construit această, această biserică, ei au ascuns, i-au ascuns efectiv mormântul. Mm-hmm. Și de 150 de ani nu se mai cunoștea mormântul lui, până când acum a revenit la... Da, Dumnezeu a îngăduit să îi se redescopere mormântul, da, și îl putem, da, ia să-l vizităm, vedea, pentru că a fost marcat în pavimentul care s-a refăcut în acel an. Cum vedeți aici la intrare, s-a redescoperit cu, la o ultima restaurare s-au descoperit mai bine socluri, socluri adică dintr-un tuf calcaros. Seamănă cu, la fel cu piatra, exact, din, este la fel din cu Beciu. Piatra din Beciu casei. Da. Ceea ce indică că acesta este probabil un element refolosit de la biserica lui Damaschin Dionisie. Aha. Eforia Spitalelor Civile, când a dărâmat acea biserică să o au reconstruiască, refolosit și niște materiale de acolo, material. Da. Și mai mult ca soclul acesta, mai sunt și aceste praguri gresioase, ar fi așa, foarte bine tocite, sunt 1, 2, 3, 4 cu cel de intrare în biserică și mai ales acest spectaculos încadrament de piatră care era ascuns efectiv de tencuială. De tencuială. Da. Era tencuială inclusiv până la ușă. Aici se închisese, era un pridvor închis, zidit cu ziduri, da, s-au degajat aceste arcade și atunci s-a putut descoperi și acest încadrament care mai mult ca sigur și el este refolosit de la biserica anterioară, plus o pisanie, cum vedeți acolo sus, dar nescrisă. Urma din să... același tip de piatră oarecum, ce se întâmplă? Pe timpul lui Damaschin Dionisie, 1795, dacă vă duceți la mănăstire la Sinaia, el a pus pisania care se vede actual la bisericuța veche. Nu s-a mai păstrat pisania de la Cantacuzino și el a pus o nouă pisanie, dar pisaniele din vremea lui, sau cel puțin cum a făcut el, erau numai zugrăvite pe piatră, uh-huh, nu cioplite în piatră. Și la fel va fi fost și aici, numai că e foarte posibil ca cei din epoca secularizării, avându-l la index pe personajul ăsta, el fiind considerat și apare și în istoriile mănăstirii Sinaia ca un grec avid de bani care a vrut să spolieze mănăstirea și lucruri de genul ăsta, din niște interpretări greșite ale documentelor s-a tras concluzia asta și era și ușor cu mentalitatea antigrecească a vremii. Și probabil că au șters. Au răzuit efectiv probabil pisania lui Damaschin, mm-hmm, acelei biserici anterioare. Da. Numai puțin intrăm să vă arăt și interiorul. Aici nu știu cum veți, cum se poate vedea, pentru că e foarte întunecoasă biserica.
După cum vedeți, s-a marcat în pavimentul de cărămidă cu aceste cu această piatră cenușie, piatră de munte, și acolo pe latura nordică, vezi? Da. Acela a fost este marcat, sunt marcate temeliile descoperite ale bisericii anterioare. Mm-hmm. Înțelegi? Deci biserica anterioară era de plan de navă, n-avea abside. Aha. Așa. Era dreptunghiulară cumva. Da. Și acesta transversal este, trebuie să fi fost zidul dintre Pronaos și Naos, știi? Ei, și în Pronaos, în locul de onoare al ctitorului, s-a descoperit mormântul, este acum marcat de o piatră funerară din piatră de bașchioi, parcă. Așa. Practic, osemintele lui n-au fost deranjate. Mm-hmm. I s-a făcut o slujbă de reînhumare atunci pentru a se putea continua șantierul. S-au montat cărămizile, pentru că inițial a fost o dușumea de lemn și, apropo, s-au găsit și resturi din dușumeaua anterioară, probabil a bisericii lui. Aha, ok. E foarte putrezite unele, așa. Aici, unde este treaba asta albă, era un fel de puț absorbant sau ceva de genul ăsta, unde s-au găsit adunate resturi de tencuială și de pictură, de frescă, dovada clară că acea biserică fusese zugrăvită. Și eu, ulterior, am făcut cercetări și am găsit dovezi documentare că da, el a fost ctitor și el a zugrăvit biserica și așa mai departe. Și aici vedeți la capăt... Acea piatră. Capătul mormântului avem cărămida respectivă. S-a conceput un lăcaș în piatra funerară actuală, ca să poată fi văzută, deci scrie Dionisie, este prescurtat, MNH de la monah, aici este 1820, maiu 10, și da. Monograma Iisus Hristos Nica, Iisus Hristos Biruie, care e peste tot în... Da. O bucățică interesantă de istorie. Da. Deci s-a amenajat. Aici se poate admira o reproducere micșorată puțin a singurului portret al lui Damaschin, care se află în paraclisul mănăstirii Sinaia, pe care l-a rezugrăvit tot el. Este cel care își așteaptă restaurarea, n-a fost încă restaurat. Este în stânga cavoului lui Tache Ionescu, dacă... Ok. Pentru cine știe. Aha, okay. Are intrarea undeva în colțul cetățuii mănăstirii. Da. Și interior cu niște arcade așa, cu... Are o boltă cilindrică cu penetrații ogivale, cu o tentă gotică așa. Interesantă atmosfera de acolo. Da. Episodul a fost foarte interesant, cu multe dezvăluiri. Da. Bineînțeles că ne așteptam ca Mădălin să ne aducă și să ne arate atâtea lucruri interesante. Vă mulțumim tare mult, ne-a plăcut și sperăm că mai ai ceva pregătit pentru noi și pentru alte absolut, episoade. Absolut, da. Atunci rămâneți aproape. Vă mai aștept la Câmpina. Și Doamne ajută!